Noi detalii din scandalul de dopaj al Simonei Halep. Ce a descoperit directorul general al fabricii unei fabrici de medicamente? Directorul general al fabricii de medicamente Terapia Cluj a vorbit despre scandalul de dopaj în care este implicată Simona Halep. El a explicat și de ce a fost depistată sportiva cu substanța Roxadustat. Directorul general al fabricii de medicamente Terapia Cluj a vorbit despre contaminarea unui supliment nutritiv cu Roxadustat. El a declarat că Simona Halep a luat produse contrafăcute fără să știe și că nu este vina companiilor farmaceutice. Riscul contaminării unui supliment nutritiv cu Roxadustat este exclusă într-o fabrică de medicamente, a spus Dragoș Damian. Este imposibil ca această substanță activă, Roxadustat, să ajungă, accidental, după un proces de fabricație într-o companie farmaceutică într-un baton energizant sau supliment nutritiv. Cine produce Roxadustat nu produce batoane proteice și băuturi energizante, a mai declarat șeful fabricii de medicamente Terapia pentru ProSport. Și Ashleigh Barty, fost numărul 1 mondial, consideră că Simona Halep este nevinovată și că merită să-și continue cariera. O iubesc pe Simo și o respect. Am vorbit puțin cu ea în ultimele 12 luni, i-am scris doar ca să văd cum se simte. E o persoană excepțională. Sincer, sper că va avea ocazia să-și exprime punctul de vedere, pentru că mereu există două fațete ale aceleiași povești. E greu să găsești pe cineva care nu și-ar dori ca Simona să revină în tenis și să facă ceea ce iubește să facă, adică să concureze pe marile scene ale sportului, împotriva celor mai bune jucătoare din lume, a spus Barty.